Salutare tuturor, aici Răzvan. Acest video este dedicat mostrei de scris pentru hârtia Oxford, pe care o găsiți în stocul Penmania Shop. Aici am agenda și vă voi arăta imediat cum se scrie și pe caiete, deși caietele le-ați văzut în marea majoritate a ultimelor mele recenzii. Vom începe cu agenda. Am scris deja două tipuri de scris aici, un Twisby Echo cu peniță medie și cerneală KVZ Azur numărul 5, iar apoi un KV Coperchio tot cu peniță medie. Cerneala este Noodlers Kung Te Cheng, o cerneală foarte interesantă, permanentă, dar extrem de dificil în general cu stilourile. Și voi continua acum cu un Opus 88 cu peniță fină, numărul 6 Yovo, cerneala Monteverde USA Ocean Noir. Opus 88. Avem o peniță F fină, iar cerneala este un Monteverde Ocean Noir. Senzația de scriere este excelentă. Sper că se vede foarte bine. O să continui cu un alt stilou. Este un model de Caveco care nu mai este produs, all-rounder, din metal, aluminiu, dotat cu o peniță fină de 14 carate. Și avem Caveco all-rounder. Peniță F fină. Cerneala Ocean, din nou Ocean Noir de Monteverde. Ocean Noir. Din nou experiență excelentă. Și în sfârșit vom continua tot cu un Twisby Echo, ecoul meu de desen, peniță medie Yovo, iar cerneala este un Noodlers Heart of Darkness, negrul meu favorit. Deci avem un Twisby Echo, tot cu peniță M, dar este un M umed, așa cum îmi place mie și prefer pentru desen. Deși și acum penița de la Echo standard este umedă, este ok, asta este și mai umedă. Avem o cerneală, după cum vă spuneam, Noodlers Heart of Darkness. Să încerc să arăt, nu știu dacă se va vedea cât de umedă e zona. Să facem și niște hașurări. Începem cu acest stilou. Iată. Se simte foarte bine penița pe această hârtie, excelentă. Haideți să facem același lucru și cu Opus 88, cu peniță fină. Da? Și un ultim test cu KV Coperchio. Cu cerneala aceasta specială, Kung Te Cheng. Are un flux extrem de umed și de obicei transformă lățimea vârfului. Haideți să vă mai arăt încă o dată. Da?
Iar acum, în primul rând, nu avem niciun fel de întinare. Și haideți să vedem partea cealaltă. Iată cum arată. A hârtiei. Deci nu avem trecere dintr-o parte în cealaltă a foii. Hârtia a rezistat fără probleme, inclusiv în zonele de hașurare. Este o anumită vizibilitate. O să încerc să văd dacă... Așa, o să o dau așa. Dar vizibilitatea este minimală. Este foarte, foarte bună. Deci nu... Acel, în engleză îi spun ghosting. Nu apare aici. Bun, aceasta a fost mostra de scris pentru agendă. Urmează și caietul. Imediat. Salut! Continuăm mostra de scris pentru hârtia Oxford, de această dată cu caietul Oxford. Am să folosesc unul dintre caietele mele de notițe. Să vă arăt. Aici am scris ceva, diverse lucruri. Cum vedeți, se vede foarte puțin de pe partea cealaltă. Bun, haideți să vedem cum se scrie pe acest tip de hârtie. Întâi o să avem un stilou. Twisby Echo. Da? Ediția limitată Smoke Rose Gold. Penița este medie. Foarte bună această peniță, excelentă. Un flux umed. Iar pe hârtie aceasta se simte excelent. Iar cernala avem... Cernala este KVZ Azur 5. Foarte umedă penița. Continuăm cu stiloul Opus 88 Jazz Black. Unul dintre favoritele mele, excelent pentru sesiuni lungi de scris. Deci avem aici stilou 88 Black Jazz. Avem o peniță fină de această dată. Și pentru că acesta este un eyedropper în sistem japonez, trebuie să-i desfac supapa ca să un pic, ca să permit cernelii să curgă din rezervorul principal în secțiunea de prindere. Așa. Cerneala aici deja a început să curgă, s-a mărit fluxul. Avem un Monteverde USA Ocean Noir, una dintre favoritele mele culori. Din nou, o experiență excelentă. Nu am ce să reproșez acestei hârtii. Scrie foarte, foarte bine. Continuăm tot cu un Twisby Echo. Este vorba despre ecoul meu dedicat pentru desene. Avem un stilou Twisby Echo negru, black, da? Cerneala Noodlers Ink
roughness. Peniță medie, bineînțeles. Să hașurăm un pic, că este o culoare excelentă. Un negru pătrunzător. Și permanent, și prietenos cu stilou cu cerneală. Nu pătează interiorul lui Eco. Recomand. Apoi avem un Caveco Percheo, modelul transparent. Îmi place, a fost un test, să văd cum este. Stilou Caveco Percheo. Avem o peniță medie, care scrie excelent, în sfârșit. O medie din aceasta, numărul 4, mică, de la Caveco, care scrie bine. Bine, bine. Cerneala este una specială și o cerneală dificilă, tot de la Noodlers. O cerneală dificilă cu stilourile. Permanentă, bulletproof, așa cum îi spune Noodlers Inc. Deci este vorba despre Noodlers Inc. Kung Te Cheng. Această cerneală are o poveste interesantă. M-am gândit să-i dedic o recenzie separată. Practic, omul din spatele Noodlers Inc., Nathan Tardif, a luat inspirația pentru această culoare de pe vechile recipiente din ceramică folosite în timpul epocii antice în China, pe vremea când erau regat, imperiu, da? Deci aceste recipiente erau folosite pentru a stoca cerneala care apoi era folosită în textele lor, în caligrafie și mai departe. Și el a găsit, a văzut mai multe fotografii cu astfel de suport, să spunem așa, în care unul dintre ele avea rămășițe cu cerneală și avea această nuanță și atunci a încercat să recreeze într-o cerneală extrem de permanentă, ca să zic așa, bulletproof, nuanța respectivă. Foarte interesant. Și în sfârșit un ultim test. Avem un dintre favoritele mele, un stilou excelent. Avem un Diplomat Excellence. Modelul de bază A. Este Rome Black, dacă nu mă înșel eu. Are acest design frumos. Tablă de șah. Avem din nou o peniță M medie, excelentă. Penițele de la Diplomat sunt produse de Iuvă, dar sunt produse în sistemul de calitate Diplomat, adică oamenii de la Diplomat vin și prelucrează penițele produse de Iuvă, au un design specific. O să dedic niște videouri separate acestor stilouri. Cerneala este o nouă cerneală care va fi disponibilă și în shop cât de curând sper eu. Este vorba despre cerneala Pannonia, iar aceasta este culoarea Cake Feni. Cel mai probabil am pronunțat aiurea, dar aceasta este nuanță, o cerneală fluidă, culoare frumoasă, se potrivește foarte bine cu acest stilou, cu penița acestui stilou. În general, sunt făcute să aibă un flux echilibrat de cerneală, penițele de la Diplomat. Nici prea ude, nici prea uscate. Exact cât trebuie. Bun. Haideți să vă arăt și mai aproape. Se comportă excelent. Iată și pe partea aceasta. Nu sunt semne că ar fi trecut. V-am spus, una dintre calitățile
hârtiei Optic Paper de la Oxford este că nu este o diferență între o parte și cealaltă a foii în ceea ce privește calitatea. Așadar, vă recomand cu căldură fie setul de 5 caiete, fie agenda de la Oxford, le găsiți pe shop. Vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și ținem legătura. La revedere!